Bună seara și bun găsit la știri! Cazurile de COVID-19 sunt în ușoară scădere. Efectele sărbătorilor de iarnă însă se vor vedea în luna ianuarie, explică specialiștii. Prezent în emisiunea Școală și Sănătate de la TLM, medicul Florin Roșu atenționează pacienții care sunt infectați de coronavirus și care aleg să se trateze singuri acasă, că viața le este pusă în pericol. Numărul de noi cazuri de infecție cu coronavirus a ajuns astăzi la 245. Incidența atât în municipiu cât și pe întreg județul se învârte în jurul scenarului galben, iar specialiștii în ATI din Iași au observat chiar o ușoară scădere a numărului de pacienți cu forme severe în spitalele COVID. În momentul de față am observat o scădere, mm-hmm. Da, o ușoară scădere, și accentuez, o ușoară scădere a numărului de cazuri, atât din terapie intensivă cât și a pacienților cu forme ușoare și medii, dar să nu uităm că suntem la mijlocul sărbătorilor de iarnă. De contul vom vedea la jumătatea lui ianuarie, probabil, la jumătatea lui ianuarie, da. Vom vedea numărul de pacienți și dacă într-adevăr s-au respectat regulile de prevenție. Oricum, sistemul medical ieșean este pregătit din toate punctele de vedere pentru a trata acești pacienți. La ultima centralizare a datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Iași, aproape 3.000 de persoane se află în izolare, iar peste 3.800 de ieșeni sunt carantinați la domiciliu. Starea de sănătate a acestora este în permanență monitorizată. Pacienții cu o evoluție nefavorabilă a bolii nu trebuie să neglijeze simptomele, spun medicii. Să-și monitorizeze saturația de oxigen. De oxigen din sânge, iar în momentul în care scade sub 95%, este obligatoriu să se adreseze serviciului de ambulanță și să vină la spitalul de boli infecțioase pentru efectuarea unui examen complet, complex vis-a-vis de starea de sănătate. În continuare, persoanele vârstnice sunt cele mai expuse în fața virusului. Acestea sunt predispuse la o agravare a stării de sănătate, dar în secțiile de terapie intensivă au ajuns și pacienți tineri sub 25 de ani.